Maia Sandu a ajuns cu o donație și la Fălești. Astăzi, în cadrul unei vizite de lucru, lidera PAS a oferit Spitalului Raional un aparat de respirație artificială. Totodată, aceasta s-a întâlnit cu mai mulți aleși locali, dar și cu reprezentanții mediului de afaceri. Am reușit să trecem și pe la spital, să vedem care este situația aici. Am făcut o mică donație pentru spitalele din alte raioane. O să mergem săptămâna viitoare și o să ducem și acolo câte un aparat de produs oxigen. Pentru că știm că aceste aparate sunt necesare în perioada de luptă cu COVID-ul, dar sunt aparate care vor putea fi folosite și după ce scăpăm de acest virus. Administrația instituției medicale susține că personalul este asigurat cu toate cele necesare pentru a face față coronavirusului. Totuși, spitalul mai are nevoie de un concentrator de oxigen. Oricare donație este necesară pentru instituție. Aparatul îl folosim instituției inclusiv dacă ar fi pe nevoie pentru tratamentul personalului infectat, cât și ulterior pentru alte maladii. Totodată, lidera PAS se arată îngrijorată de situația economică din Republica Moldova. Aceasta susține că actualul guvern, în frunte cu tehnocratul Ion Chicu, nu depune efort pentru a obține asistență financiară din partea partenerilor europeni. Dacă guvernul nu va face eforturi ca să mobilizeze cât mai multă asistență externă, atunci presiunea va fi mai mare pe agenții economici din Republica Moldova, pentru că aceste cheltuieli trebuie finanțate. Și noi știm că ei deja sunt într-o situație proastă și oamenii se plâng pentru că cele două luni în care nu au putut să activeze au consecințe mari și e nevoie ca banii pe care îi avem în buget astăzi să fie alocați judicios. Amintim că acum două zile o vizită similară a Maiei Sandu a avut loc și în raionul Glodeni.